Să fiu un pic mai în temă și mai online cu tot evenimentul. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc, Adina, mulțumesc de fapt întregului demers care e pe partea de sustenabilitate din România și dacă ne gândim că, sau dacă ni se pare că, nu știu, un credit verde nu înseamnă mare lucru, dacă punem la oaltă niște sume care nu sunt imense. Deci BT are partea asta de eficiență energetică printre produsele ei de mai mulți ani, doar că nu putem spune neapărat că este un portofoliu extraordinar de consistent și, de fapt, scadențele fiind destul de apropiate ca și termene, rulăm undeva către 1 miliard de lei care putem spune că sunt întotdeauna credite verzi. Și ce m-a mirat la o primă vedere, apropo de 180 de milioane de lei, adică e vorba de o picătură care a fost dată ca și creditare, care este pur cea mai verde creditare posibilă pe care am făcut-o anul ăsta. Asta este echivalentul și aici e mirarea sau era mirarea mea când am citit cifrele, echivalentul energiei consumate de 65.000 de gospodării sau echivalentul a 120.000 de plinuri de, nu, 120.000 de mașini, apropo de câte ori trebuie să facă plinul ca să circule ca și medie pe parcursul unui an. Și vorbim de 180 de milioane de lei care, mă rog, sunt nimic comparativ cu portofolii de miliarde de lei și de euro care sunt în sectoarele bancare de peste tot din lume. Deci, cu siguranță, tot ce pot face finanțatorii în domeniul acesta sustenabilității va avea un impact cât se poate de masiv în tot ce înseamnă energie, eficiență energetică, în tot ce înseamnă dezvoltare sustenabilă și măsura și modul în care reușesc băncile să se implice în a explica, așa cum zicea Adina, că de multe ori companiile nu înțeleg motivele din spate și o iau doar ca și o birocrație pe care trebuie să o bifeze, completând și acele rapoarte, dar în momentul în care vor reuși să înțeleagă exact impactul fiecarei decizii de investiții pe care o vor face și clar sectorul bancar are aici un poate să aibă aici o contribuție extraordinară. Noi nu vorbim de fapt de cât de mult impact are instituția în sine, ci portofoliul finanțat de ea. În momentul în care reușim să facem acest transfer de cunoștințe către mediul economic, în cazul nostru al BT-ului, încercăm să fim cât mai expliciți și să avem un limbaj cât mai pe înțelesul IMM-urilor. În momentul în care ne vom face acest rol de consilieri, de nu știu, învățători, în a descifra tainele sustenabilității și în a explica de fapt întreprinzătorului de ce este important să facă o alegere sau alta, cu siguranță asta va aduce un plus pe tot ce înseamnă sustenabilitate în România și asta, așa cum zicea Mugur Popescu, într-un final se va vedea în ținte foarte clare pe care și le vor putea asuma diversi jucători, apropo de, da, câți clienți vom reuși să îi ducem înspre direcția sustenabilității cu tot ce înseamnă activitatea lor economică. Mulțumesc frumos pentru aprecieri, mulțumim pentru nominalizare și pentru premiere și cu siguranță vom continua să depunem efort în a fi transparenți cu ceea ce facem și în a oferi consultanță pentru tot ce înseamnă ESG în România.